venit tuturor în seara aceasta în casa lui Dumnezeu. Este de fiecare dată o bucurie să fim împreună și să ne închinăm Creatorului și Mântuitorului nostru. În seara aceasta am plăcerea să-l salut și să-i spun bun venit pastorului Gheorghe Laurențiu. Bine ai venit, Laurențiu! Laurențiu a început slujirea pastorală în anul 2000, în conferința Moldova. Am avut bucuria să fim împreună din 2000 până în 2006, vreo 4 ani. A slujit la început în județul Botoșani, după aceea 7 ani în Bacău și în ultima perioadă este secretarul conferinței Moldova. Pentru un eveniment special de duminică este în sabatul acesta aici, împreună cu alți colegi, și în seara aceasta ne va prezenta Cuvântul lui Dumnezeu, însă înainte de acest cuvânt mai avem încă o intervenție muzicală. Pacea Domnului, iubiți frați și stimate surori, dragi tineri și copii, vă aduc în această seară salutul Comitetului Conferinței Moldova, însoțit de cele mai bune dorinți de binecuvântare spirituală și materială pentru fiecare dintre dumneavoastră. Primiți salutul nostru și totodată, de asemenea, dorința ca această biserică să crească și să înmulțească numărul mântuiților pentru împărăția lui Dumnezeu. Știu că în seara aceasta sunteți obosiți, de aceea n-aș dori să fie un cuvânt foarte lung și cred că vă bucurați pentru lucrul acesta. Dragii mei, vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, în capitolul 14, și v-aș invita să citim un singur verset, versetul 26, de altfel dintr-un pasaj oarecum bine cunoscut de fiecare dintre dumneavoastră. Versetul 26. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, citim și versetul 27, îndrăsniți, eu sunt, nu vă temeți. Și versetul 28 și ultimul: Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. De foarte multe ori mi-a fost teamă să mă leg de pasajul acesta și să predic din acest pasaj. De ce? Pentru că este foarte bine cunoscut de fiecare dintre dumneavoastră. Știm bine istoria aceasta lui Petru și faptul că are curajul să meargă la Domnul Hristos pe ape. Însă, aș dori să vă pun în fața unei dileme în seara aceasta. Și aș dori să îmi răspundeți la o întrebare, sau să vă răspundeți, mai bine zis, la o întrebare. Care a fost principalul motiv pentru care Petru a mers pe apă? Credința îl determină pe Petru să meargă pe apă sau altceva, și anume frica? Ce ziceți? Care este varianta cea mai plauzibilă pentru dumneavoastră? Credința? Încrederea, un Petru plin de curaj, așa îl știm de fiecare dată, un Petru plin de curaj. Sau, dimpotrivă, plin de frică, merge la Domnul Hristos pe apă. Ce ziceți? Imaginea pe care am avut-o asupra acestui pasaj
și eu la rândul meu foarte mult timp este că Petru, plin de curaj, plin de credință, cu dorința de a oferi un exemplu colegilor, ucenicii din barcă, merge la Domnul Hristos plin de putere. Însă, acest verset îl putem citi în două moduri. Și haideți să citim versetul 28 încă o dată. Primul mod în care putem să-l citim. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Plin de curaj, plin de credință. Sau, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi, Te rog, să vin la Tine pe apă. Care credeți că va cântări cel mai mult? Care este motivul pentru care Petru are curajul să recurgă la o acțiune care nu se supune sub nicio formă logicii, să meargă pe apă? Ați încercat lucrul acesta? Niciodată, poate. Nici nu v-ați gândit că s-ar putea. Care e motivul? Credința sau frica? Dragii mei, aș vrea să vă prezint nu o altă înțelegere, dar un alt mod de a privi istoria aceasta. Și anume, că de cele mai multe ori credința adevărată care se naște în sufletul meu și în sufletul tău este vlăstarul fricii și se naște dintr-o frică teribilă pe care o simțim în anumite momente în viața noastră. Când știi că nu mai ai nicio șansă, când știi că nu mai ai nicio soluție și când simți dintr-o dată că nu mai poți să găsești nicio rezolvare și ți-e frică, ce se naște atunci în inima ta? O credință și o încredere că numai cine poate să-ți rezolve problema? Numai Dumnezeu. Iar în acest pasaj, Petru, dincolo de înțelegerea noastră că plin de curaj și de credință merge la Domnul Hristos, eu vă propun o altă fațetă a lui Petru și a acestei istorii în seara aceasta. Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Iubiții mei, Petru mai înfruntase astfel de furtuni. Petru știa că o astfel de furtună putea ucide. Spune pasajul biblic că Domnul Hristos le-a dat drumul și le-a spus, treceți pe partea cealaltă, iar el spune, eu voi rămâne să dau drumul noroadelor, voi treceți pe partea cealaltă. Vă întreb un alt lucru. Știa Domnul Hristos că va veni furtuna peste ei? Cu siguranță că da. Și cu toate acestea, Mântuitorul îi trimite singur în furtună să înfrunte furtuna. Petru cunoștea epavele bărcilor care fusese aduse la mal. Cunoștea văduvele colegilor săi care muriseră în astfel de furtuni. Petru știa că o astfel de furtună putea să ucidă. Toată noaptea și-a dorit să scape din această furtună, numai Petru și ceilalți ucenici. Știți cam cât s-au luptat cu furtuna? Spune cuvântul, când se îngâna ziua cu noaptea vine Domnul Hristos. Versetul 25. Când se încâna ziua cu noaptea, undeva pe la ce oră? Pe la 6 de dimineața, 5:30, 6 de dimineață. Și undeva plecaseră de pe la 9 seara, 8 și ceva, aproape de 9, Domnul Hristos le-a dat drumul. Cât timp s-au luptat cu furtuna? Aproape 9 ore au luptat cu această furtună. Priviți în ochii lui Petru după o luptă cu furtuna de 9 ore. Citiți în ochii lui credință. Citiți curaj, citiți încredere, a făcut tot ce se putea face. Nu erau profesori în barcă, nu erau doar tâmplari acolo, toți erau de meserie ce? Mare parte, haideți să nu generalizăm, erau pescari, știau ce să facă. Priviți în ochii lui Petru și de data aceasta nu veți citi încredere. A, da, în ziua cincizecimii, când începe să predice plin de curaj, atunci, da, vedem curaj, vedem un om care luptă pentru Mântuitorul. Iubiții mei, frica dă naștere celor mai strălucitoare acte de credință din viața ta și din viața mea. De multe ori ne bizuim pe noi înșine și pe ceea ce putem face noi. E adevărat? E foarte adevărat. Și până la un anumit punct considerăm că nu e rău. Și poate nu e rău. Dar nu apelăm de cele mai multe ori la cine? La cel care poate cu adevărat să ne rezolve nouă problemele. Frica de Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu, este ce? Începutul înțelepciunii.
Frica dă naștere celor mai mari acte de credință. Și vreau să vă mai întreb un lucru. Credeți că dacă ziua ar fi fost senină, vântul n-ar fi suflat, n-ar fi fost furtuna? Credeți că Petru ar mai fi simțit dorința imperioasă de a merge la Domnul Hristos pe apă? Sub nicio formă! Sub nicio formă! Însă așa suntem noi. Atunci când nu mai avem nicio soluție, apelăm la cine? La Dumnezeu. Și când îți este frică că nu mai scoți la capăt sub nicio formă, atunci intervine de fapt în viața ta intervin cele mai alese acte de credință. Acea credință pe care o cere Dumnezeu de la noi. Vreau să vă mai întreb un lucru. Puneți în fața unui om posibilitatea de a alege între o moarte sigură și o scăpare nebunească. Ce alege omul? Tu ce ai alege? Între o moarte sigură și o scăpare care nu se supune logicii, e nebunească. Ce ai alege? Vă amintiți 2001, 11 septembrie? Vă amintiți batistele albe de pe la etajele de sus? De la turnurile gemene? Vă amintiți că unii dintre aceia au ales ce? Între o moarte sigură și o scăpare care nu se supunea niciunei logici cu putință. Au ales ce? O scăpare nebunească. Poate nu mor. Teama și frica pe care și tu ai simțit-o poate uneori a dat naștere în viața ta și sunt sigur că ți-aduce aminte unor acte de credință deosebite. Vreau să vă mai dau câteva exemple din Biblie. Și anume că marile actele de credință, chiar acelea care sunt scrise în Biblie, sunt rare ori rezultatul unor calcule raționale și logice. Moise stă în fața Mării Roșii. Ridică toiagul și marea se desparte. E logică aici? E rațiune? Absolut. Aveau două alegeri. Să meargă înainte și să înnoate, pentru că în spate erau cine? Egiptenii, sau să se întoarcă și să facă? Să lupte. Aveau două alegeri. Care era cea mai bună? Niciuna. Și cu toate acestea, se naște un mare act de credință. Naaman, la scăldătoare. Nu cercetările științifice medicale l-au determinat pe Naaman să se scalde într-un râu noroios. Ce anume? Frica. Teama. Stăpâne, dacă îți cerea altceva, nu făceai. Ți-a cerut un lucru atât de simplu, bagă-te în apă. Marile acte de credință sunt rodul momentelor noastre de frică. Marile acte de credință. Și veți vedea, poate ați văzut deja în experiența voastră că așa este. Sau poate cei tineri vor mai vedea de aici înainte. Dragii mei, un alt exemplu. Primii credincioși ai bisericii primare, în odăița de la Ierusalim, Domnul Hristos le-a lăsat testamentul său să meargă, să facă misiune, însă ucenicii imediat după răstignire, cât și cei care erau primii din biserica primară la răstignirea Domnului Hristos, unde erau ei adunați? Primul comitet al bisericii primare. Oameni plini de curaj, cu o viziune, oameni cu speranță, cu putere, să facem misiune, să facem lucrare. Unde erau ei strânși? Erau într-o odăiță, strânși acolo și cu ușa cum? Era încuiată. De ce? Care era motivul? Pentru că erau plini de curaj? Ci pentru că le era ce? Le era frică, le era teamă. Dar din frica lor, din frica ta și a mea, se naște și se nasc cele mai mari acte de credință. Ați venit în Spania, iubiții mei. Ați avut încercări. Ați avut provocări. Ați avut ispite. Poate sunt unii dintre voi care au experimentat lucrul acesta. Atunci când ți-a fost teamă și te-ai aruncat în mâinile lui Dumnezeu, Dumnezeu a intervenit pentru tine și te-a ajutat. Marile acte de credință se nasc în momente ca acestea. Dragii mei,
Petru a fost conștient de două lucruri. Revin la Petru. Și anume, că el se scufundă în timp ce Domnul Hristos rămâne în picioare. Citeam o carte scrisă de un autor pe care eu îl prefer. Este vorba de Max Lucado. Poate unii dintre voi ați mai citit dintre cărțile lui. Povestea o experiență de când era el mic. Părinții lui aveau o casă, locuiau în Texas, în statul Texas, în Statele Unite. Și era sezonul tornadelor, a furtunilor. Împreună cu alți doi frați, trăiau an de an momentul acesta al venirii tornadelor, al furtunilor. Tatăl, grijuliu de fiecare dată, punea scândură în geamuri, lua toate măsurile de protecție și își amintea el cum îi lua pe cei trei copilași și îi ducea în living, îi punea în mijlocul livingului și îngrămădea deasupra lor, punea niște saltele ușoare, dar suficient de groase, în așa fel încât dacă se va prăbuși casa ei să fie ocrotiți. Și spune că într-un astfel de moment i-a îngrămădit pe copii acolo, i-a așezat, a pus saltele peste ei ca să fie ocrotiți și tata s-a dus la geam, a dat perdeaua la o parte și se uita să vadă cum evoluează furtuna, tornada. Și spune că în momentul acela, unul dintre cei trei băieți de sub saltea se ridică și fuge și se prinde cu putere de piciorul tatălui. Cine era? Era Max. Și spune el în cartea aceea următorul lucru. Simțeam în acel moment că cel mai sigur loc de pe pământul acesta nu era unde? Unde era acolo sub saltea, ci era unde? Era lângă tatăl meu. Petru este în barcă și spune, Doamne, dacă Tu ești, și Petru aici îl imploră pe Iisus să-L lase, să se ducă la El. Petru nu este plin de curaj și plin de credință să spună, Doamne, să arăt ucenicilor acestea care n-au credință, ce fel trebuie să fie, ci plin de frică. Petru îi spune lui Iisus și îl imploră, te rog, lasă-mă, dacă Tu ești, lasă-mă să vin la Tine pe apă. Petru știa în momentul acela că cel mai sigur loc era unde? Era lângă Domnul Iisus Hristos. Nu era în barcă. Și eu și cu tine am simțit de foarte multe ori în viața noastră că cel mai sigur loc de pe pământul acesta nu e în barca strădaniilor noastre și a eforturilor noastre, ci este unde? E lângă Domnul Hristos, nimic și niciunde în altă parte. Lângă Mântuitorul pe care îl iubim și pe care vrem să-l slujim, dragii mei. Pasajul acesta capătă o conotație extraordinară când îl privești din această perspectivă a unui Petru care îl imploră pe Iisus și un Petru care nu-l supune unui test pe Domnul, dacă ești Tu, să văd dacă ești Tu, ci pur și simplu îl imploră, lasă-mă să vin la Tine. A păși pe o mare furtunoasă nu este o acțiune dictată de cine? De logică, de rațiune? Ci pur și simplu Petru știa că cel mai sigur loc era unde? Lângă Domnul Hristos. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, a mai trecut o săptămână, poate ai avut furtunile tale în viața ta, ai știut locul în care să mergi ca să primești putere, care să primești binecuvântare? Lângă cine? Lângă Domnul Hristos. Niciunde în altă parte, ci doar alături de El. Am găsit un citat referitor la credință care spune așa. Credința nu se naște la masa negocierilor. Nu se negociază cu Dumnezeu. Doamne, mai faci Tu ceva, mai fac și eu ceva. De asemenea, nu este un premiu acordat celor mai învățați dintre noi. Nici vreo medalie cu care sunt răsplătiți cei disciplinați sau un titlu cu care sunt onorați cei religioși. Ce este credința, iubiții mei? Este abandonarea corăbii noastre, a bărcilor noastre în care ne considerăm în siguranță și așezarea în mâinile Domnului Hristos. Dacă Tu ești, lasă-mă să vin la Tine pe apă.
Dragii mei, locuiesc în Bacău. Au fost niște inundații teribile anul acesta în Bacău. Și pentru două zile în oraș a fost haos. Nu mergeau semafoarele. Poliția nu dirija nimic în oraș. Circulația. Ambulanțele mergeau de colo-colo. Mașinile de la jandarmerie, mașinile de la intervenția civilă, mașinile de la poliție. Era un haos general. Totul e bine când totul funcționează cum? La parametri normali. Când totul se dă peste cap, știți ce se întâmplă cu omul? Îți dai seama că corabia în care tu stai nu este sigură sub nicio formă. Am fost în Statele Unite anul acesta la conferința generală și îmi povestea un coleg pastor din Seattle. Pentru două zile sau trei zile după o furtună, în acest oraș american mare, s-a întrerupt energia electrică, curentul. Nu se mai putea da benzina. Americanul, super civilizat, a devenit în două, trei zile, știți ce? Un barbar. Așa cum îl numea Octavian Paler într-o carte pe american. Un barbar super civilizat. În trei zile, oamenii au început să se împuște în stradă, în intersecții, au început să scoată pistoalele, au început să se clansoneze, au început să înjure, au început să se comporte ca niște animale. Speranța noastră și siguranța noastră nu este în ceea ce ne oferă lumea aceasta, pentru că într-un moment, din moment în altul, totul se poate schimba sub toate formele. De aceea, noi nu suntem siguri în barca aceasta, că în Spania barca, că în America, că în altă parte, în Italia. Nu e sigur. Ci siguranța noastră este unde? Așa cum spune Petru, dacă Tu ești, Doamne, lasă-mă să vin la Tine, lângă Domnul Hristos este siguranță. Și sunt sigur că o căutați în fiecare zi, pentru că în această lume încă domnește haosul. Iar lucrurile nu vor merge niciun fel într-o direcție bună. Ce așteptăm noi ca popor advent? Ce așteptăm fraților și surorilor și dragi tineri? Așteptăm vremuri mai bune? Poate. România așteaptă vremuri mai bune. Așteaptă și Spania vremuri mai bune? Poate. Însă toate lucrurile, conform profeției biblice, merg într-o direcție care nu aduce nimic bun pentru pământul acesta. Ci dimpotrivă așteptăm ce? Ceruri noi și un pământ nou. Așteptăm împlinirea profețiilor. Îl așteptăm pe Domnul Hristos să revină. Aceasta este speranța noastră. Și dacă cumva ne este frică, să mergem la Domnul Hristos. Marile acte de credință se nasc în astfel de momente. Decizia lui Petru o știm, iubiții mei. Care a fost decizia lui Petru? Doamne, Doamne, scapă-mă. O rugăciune puternică și simplă, dar din toată inima spusă. Aș vrea să te mai întreb un lucru în seara aceasta. Când te-ai rugat lui Dumnezeu ultima dată, fără să ții cont de introducere, de cuprins și de încheiere? Când te-ai rugat ultima dată lui Dumnezeu fără să mai ții cont că faci greșeli gramaticale sau că spui lucrurile așa cum nu ți-ai poate dori tu în formula corectă, gramaticală? Când ți-ai revărsat pur și simplu, când ți-ai golit sufletul înaintea lui Dumnezeu și n-ai ținut cont de nimic, ci pur și simplu ai spus, Doamne, am nevoie de Tine. Rugăciunile acestea înseamnă să stai de vorbă cu Dumnezeu, fără să ții cont de nimic altceva. Și aceste rugăciuni dau putere și dau credință. Dragii mei, mă apropii de încheiere în seara aceasta. Aș vrea să vă spun o altă istorie a unui alt marinar. Este istoria lui Petru, un Petru plin de frică, care spune, Doamne, lasă-mă să vin la Tine pe apă, dar și istoria unui alt marinar. Aș vrea să deschid o paranteză. În versetul 26 spune ultima parte și de frică ce au făcut ucenicii. Au țipat, în niciun caz curaj și credință în inima lor. Istoria unui alt marinar.
despărțiți de 17 secole. Pe acest marinar despre care aș dori să vă vorbesc, îl cheamă John. Și aș dori să vă spun numai primul nume. La sfârșitul istoriei vă voi spune exact cum îl cheamă pe omul acesta. Între cei doi, între Petru și John, sunt câteva asemănări izbitoare. Și când am sesizat paralelismul acesta, am rămas încântat. Încântat de ceea ce am descoperit. În primul rând, amândoi își câștigau traiul pe mare. Câștigau muncind pe mare. În al doilea rând, amândoi și-au întâlnit Salvatorul, pe Domnul Hristos, după o luptă de 9 ore cu furtuna. Amândoi și-au întâlnit Mântuitorul după 9 ore de luptă cu furtuna. Și veți vedea istoria lui John imediat. În al treilea rând, amândoi l-au întâlnit pe Iisus Hristos cu adevărat în momentele lor de frică. De frică. Și în al patrulea rând, amândoi au părăsit ambarcațiunile și au devenit predicatori ai Evangheliei. Acest marinar pe nume John și-a început viața ca marinar la o vârstă fragedă, la vârsta de 11 ani. Tatăl său era un ofițer superior în Marina Regală Britanică. Și pentru că avea un singur băiat, a vrut să îi facă un viitor în Marina Regală Britanică. L-a luat cu el. Însă marea problemă cu acest tânăr John este că sfida orice principii de moralitate. Se însoțea cu persoane dubioase, vorbea murdar, nu respecta pe absolut nimeni și nu ținea cont de niciun principiu și de niciun standard. De nimic din ceea ce înseamnă moralitate sau etică. Sub nicio formă. Tatăl său a încercat să-l ajute. Însă, pentru că a avut comportamentul acesta, a fost retrogradat din Marina Regală Britanică. Visul tatălui se spulberase. La 20 de ani, acest tânăr pe nume John ajunge în Africa și rămâne entuziasmat de comerțul cu sclavi care se făcea pe mare. Așa că își cumpără o corabie, își ia un echipaj și începe să facă comerț cu sclavi. Rămâne același om fără moralitate. Un om care nu avea nici Dumnezeu, care nu avea absolut nimic din ceea ce era sfânt sau normal pentru un creștin, pentru că venea dintr-o țară creștină. Un om care își bătea joc în mod special de o carte care avea să-i schimbe viața. În corabia pe care a cumpărat-o, a găsit în camera, în cabina comandantului, a găsit o carte care se numea Imitatio Christi, imitarea lui Iisus Hristos. Și de fiecare dată când avea ocazia, își bătea joc de această carte, scuipa pe ea și o arunca cât colo față de marinari. Într-una din călătoriile sale, spune istoria acestui om, o furtună teribilă se abate pe ocean. Și timp de 9 ore muncește cu echipajul să-și salveze corabia și încărcătura sclavii. Muncesc acolo și vâslesc, dau la pompe ca să scoată apa din corabie și după 9 ore John își recunoaște înfrângerea și pentru prima dată în viața lui, plin de frică, se aruncă pe puntea corabiei și înalță pentru prima dată în viața lui o rugăciune. Și spune următoarele cuvinte: Dumnezeule, dacă nici măcar asta nu ajută, dacă asta nu ajută cu absolut deloc ce facem noi, te rog, ai milă de noi toți. Vreau să vă întreb, merita mila acest om? Parcă stând și gândind din punct de omenesc, spui că n-ar fi meritat. Însă Dumnezeu i-a oferit milă. Și întregul echipaj alături de el au fost salvați. Acest negustor de sclavi este John Newton. Acesta este numele lui, John Newton. Omul care a compus un imn pe care noi îl avem în cărțile de imnuri. Este vorba de imnul 161. Atât har
Ce minunat! O știți? Vă invit să o cântăm în seara aceasta. Dacă avem poate și un pianist care să ne ajute, v-aș invita așa cum stăm să o cântăm. Și veți înțelege cuvintele acestei cântări altfel. Poate n-ați știut istoria acestui om, John Newton, un negustor de sclavi, un om care a trăit fără Dumnezeu, dar un om care l-a întâlnit pe Iisus Hristos într-un moment de frică și a devenit un mare compozitor și predicator al Evangheliei. Vă invit să o cântăm și vă asigur că veți înțelege această cântare în seara aceasta într-un alt mod. Vă invit! John Newton, un om salvat prin harul Domnului Hristos. Dragii mei, acest om, cu 2 ani înainte de a muri, a fost sfătuit să nu mai predice pentru că memoria îi slăbise. Omul acesta a spus următoarele cuvinte: îi cereți bătrânului blasfemiator african să tacă atâta timp cât mai poate vorbi? Iar înainte de a muri, cu câteva momente, a spus următoarele cuvinte. Spune: mi-am pierdut memoria, dar încă mai țin minte 2 lucruri.
Și cu acestea și încheiat capitolul vieții. Că eu sunt un mare păcătos și în al doilea rând, că Iisus este un mare salvator. Iubiții mei, doi marinari și două mări, două corăbii prinse în furtună și doi oameni care au primit o nouă viață. Liantul care îi leagă este Domnul Iisus Hristos, care întinde mâna oricând pentru fiecare dintre noi să ne ridice și să ne scape. Așa că dorința mea în seara aceasta pentru fiecare dintre dumneavoastră este așezată într-o singură propoziție. Să nu vă fie frică, să vă fie frică. Sau, mai bine zis, să nu vă fie frică de frică. Pentru că se nasc cele mai frumoase acte de credință. Se naște cea mai puternică dependență de Domnul Iisus Hristos. Vă doresc această experiență să o trăiți zi de zi și să rămâneți în fiecare zi și voi, dar și eu, uimiți de atâta har cât ne poate da Dumnezeu nouă pentru viețile noastre. Vă doresc un sabat binecuvântat tuturor și să aveți parte cu adevărat de odihnă fizică, dar în primul rând de odihnă în Domnul Iisus Hristos. Amin.